I-am dat. Am vrut să vă arăt cum îl joc eu cu Genso, dar acum l-a apucat nebunia cu zgârdița lui. Fraților, vă salut! Vreau să vă împărtășesc cu voi cadou pe care l-am primit în urma meciului cu Jake Paul. N-am pus pariuri, nu nimica, numai că neamul nostru, din partea lui bunicu, cracu, care e taică-solutat, adică lui Simon, să trage, suntem înrudiți cu ăsta din Anglia, Gypsy King, Tyson Fury. Și când a fost meciul cu Wilder, numai acolo au fost alte treburi și așa. Dar acum la meciul ăsta mi-a trimis cadou Tommy Fury, nepotul lui, că cu mine e verișor. Cadou de la Versace, el a primit vreo 3, unul și l-a ținut lui, unul nu mai știu ce a făcut cu el, dar unde să-l pun. Și unul mi l-a trimis mie, au zis numai, DHL expediere rapidă, ieri mi l-a pus, astăzi a ajuns, extraordinar, așa viteză. Nu știu cu ce l-a trimis. Avion, microbus, autocar. Nu pot să-mi dau seama, da? Vreau să împărtășesc cu voi, să vedeți la ce nivel îs ăștia din cubani, din lumea boxului, din artiștii cum ar veni. Ia fiți atenți. La ei, produsele pe care și le cumpără îs altcumva ambalate. E ca și cum îți cumperi dintr-un magazin original, oficial sau outlet. Îs produse de outlet sau îs produse... Nu, așa și aici. Îs produse de outlet, de magazin și de staruri, mă. De vedete, de sportivi și așa mai departe. Vedete și staruri, mă refer pe bune, nu... Deci, ce tiktokăreală și nebuneală. Deci, începem cu carcasa. Ia fiți atenți. E făcută din carbon... Nu mai știu cum, că scrie aici în ea. Eu m-am uitat înainte și am pus înapoi, vă recunosc, ca să fie mai frumos clipul. Aici, uite, aici scrie tot. Materialul din ce-i făcută cutia, ce-i înăuntru, dar ajungem și acolo. E din ceva carbon și ăsta, unde scrie Versace, e bătut, e piatră, marmură albă. Ni, dacă dai așa, încă te doare unghia. Marmură albă. Ce faci dinozaurule acolo? Mă, tu l-ataci cu tatăl tău. Bun. Trecem mai departe. Uitați-vă. Până ajung la produs. Nimă folia, mă. Uitați folia. Cașmir, dragilor. Dar cum să nu, mami? O băut, lasă, nu-i mai pune atâta. Îl ducem la control, vă mulțumesc că ați zis acolo că, bă, Lobovesc, că poate e cu diabetul câinele și așa. Luăm în considerare și îl ducem să-i facem analize. N-ai cum să bei 6 de astea de apă pe zi? Și tu ești câine, chihuahua, bișon? Rottweilerii mâncați așa, mâncă 6 blind... 6 farfurii de carne, ăsta abia 6 farfurii de apă. Deci, cașmir, dragilor. Cașmir tratat cu ceva strălucitor. Nu vreau să zic ce, ca să fi... Dulce, acrișor și ceva fermecător. Așa a ieșit folia asta. Bă, asta e hârtia din ce și-a făcut Bob Marley, jamaicane. Mai sunt încă vreo 7 în toată lumea. Una cu una, uite, o folosit-o ca să-mi... Mersi, Tommy, mersi. Asta știți cât o să coste, pe să văd 20 de ani. Și-a mui scumpă. Trece mai departe. N-are rost. Are sau n-are? Aici avem instrucțiunile. Ia uitați. Mi-au mai trimis aici o bijuterie. Da, m-a pus ca și un fel de blazon. Cum au, cum se numesc ăia, mami? Nu monarhii. Mami, ăia ce -s în umbră, la înmălțime, cu triunghiul, cu piramida și cu ochiul. Cum se numesc? Iluminati. Masonii. Masonii, mă, mâncați așa. Dar cum au masonii ștanță, așa avem noi, familia noastră, cu Gypsy King ăla din Anglia. Dar ce e asta? Tyson Fury și cafea. Sau ceai. Și aici mi-a scris un bilet
Ia uitați. Mi-a scris un mesaj privat. Privat. Nu mă arăt printre rânduri să vedeți că mi-a scris în engleză. Ni. O scris și bloody hell. Ni, dacă nu credeți. Așa vorbesc ei în părțile alea. Și acum, piesa de rezistență. Fraților, nu-i prosop. Nu-i prosop. Ni. Nu vă mai arăt și ăstea. N-are rost. N-are rost să vă mai arăt și ăstea. Ia uitați, pe spate. Uitați ștanță. Ne. Ei. Și ăsta e model persan. Ăsta e model persan. Cum erau pe vremuri covoarele alea persane. Cea mă scumpe. Așa s-a inspirat. M-a întrebat, cum vrei Lobo? Am zis, cum vrei tu? Vere, Vere, cum vrei tu? Și mi l-au făcut. Ne. Fără să răsucesc mașonile și așa, la rece, la rece. Ăsta dacă mai stau și în oglindă să mă aranjez, ferească sunt cum arăt. Ha? Păreri. Păreri, aștept păreri. Și auziți numai. De ce mi-au făcut cadou modelul ăsta? Lăsând la o parte modelul de aici, mă refer pe aici. Că ăsta e făcut la comandă personalizat. Mi-au zis, Lobo, ce șlap, tă șlapii ăia ai. Am zis, tăt ăia. Adică ăștia. O zis, bun, las că mă ocup eu de restul. Și s-a ocupat, mă. Ăsta-i compleu. Ăsta-i compleu greu. Nu vreau să vă zic cordonul. Materialele care sunt băgate prin el ca să fie fixă priza. Buzunarele. Vai de mine. Vai de mine și pe buzunare. De mă duc mai departe și mă duc mai departe și vă arăt. Ni. Uite așa, Nia, ca și pândarii. Ca și pândarii trebuie să vă arăt. Că voi dacă... Mă duc mai în stânga și vedeți carnea din frigider, voi începe și-mi lăsați comentarii urâte. Vă luați de mine. No, de aia vă arăt numai compotul și iaurtul. Și ui, prazul cum stă, cum stă prazul la noi în frigider, drept și carnea podungă. Prazul drept și carnea podungă. Mortadele și alte cele. Și uite, mi-au trimis și mănușile lui cu care au făcut sparring. Mi le-au trimis. O zic că-s mănușile neoficiale, dar încă îi se mai simte transpirația și parfumul. Îs mănușile neoficiale că el e sponsorizat de ASICS, firma aia ASICS, Kenzo. Vă las, fraților, ne auzim, vă pup și vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați zis să-l port sănătos, halatul. Vă pup!